Avem două cazuri, domnule Antonescu. Pe de-o parte, cazul senatorului PNL Iosif Secășan, care a demisionat marți din Senat, fiind inculpat într-un dosar penal. Domnul Secășan a motivat că nu vrea să prejudicieze imaginea Senatului și a partidului. Pe de altă parte, avem cazul deputatului PNL, Tudor Chioariu, care a demisionat și el, doar din funcția de președinte al Comisiei. A rămas Comisiei Juridice, atenție, a rămas membru al Comisiei Juridice, este parlamentar în continuare, se bucură de sprijinul PNL, n-am auzit să-i fi retras sprijinul PNL și întrebarea mea e foarte simplă. Cine a procedat corect din punctul dumneavoastră de vedere? Domnul Secășan sau domnul Chioariu? Legal au procedat amândoi. Nu, corect. Corect, ce înțelegem prin corect? Adică ce gest alege să susțină PNL? Gestul domnului Secășan care spune ai suspiciune asupra ta că ai comis ceva, renunță la funcția de parlamentar după ce te-ai lămurit în justiție, vedem cum stă treaba, sau poziția domnului Chioariu, condamnat definitiv, domnule Antonescu, condamnat definitiv și este în comisia juridică, face legi în numele Partidului Liberal, un condamnat penal. Da. Nu vorbim de prezumție de nevinovăție, nu mai discutăm despre alte așa povești. Este. Așa ei, este. Care este poziția dumneavoastră ca șef al liberalilor? Nimic nu l-a obligat pe domnul senator Secășan să demisioneze, pentru că nu poți, n-ai de ce să renunți la o demnitate câștigată democratic, la un mandat pe niște suspiciuni. Sau nici pe niște măcar acuzații. Ne-ai trimis în judecată. Evident că eu, într-un fel, deși am pierdut un senator, dar e de aplaudat, economie foarte strânsă, salut poziția domniei sale și sunt într-un fel ușurat pentru că am fi putut din nou avea, și asta în moment totdeauna greu, o cerere de ridicare de imunitate. Și iar am fi fost în situația jenantă, cum s-a întâmplat în cazul Chițoiu, ca noi liberalii să votăm pentru ridicarea imunității colegului nostru și majoritatea PSD, solidaritatea parlamentară să arate încă o dată, poate și alții, poate și de la PNL, poate chiar și noi. De la PSD, de la PDL. În cazul Chioariu, eu am mai spus acest lucru. Înțeleg unde bateți, înțeleg interpretarea dumneavoastră. Nu, nicăieri, e un fapt. Înțeleg că se putea întâmpla și altceva. Pe de altă parte, noi nu putem să-i luăm. Noi vorbesc de PNL, nu vorbesc de comentariu jurnalistic, nu putem să-i impunem cuiva sancțiuni mai drastice decât a impus justiția. Ori justiția nu i-a luat aceste drepturi. Dacă el își păstrează mandatul, faptul că e în comisia juridică e bazat pe formația sa profesională. Sigur, vorbim de situații spectaculoase. E vorba de un fost ministru al justiției condamnat, care este penal. condamnat, dar repetați asta cu o anumită plăcere. Nu cu anumită plăcere, este cu stupoare. De, da, dar în același timp, indiscutabil, din punct de vedere profesional, un jurist și chiar un fost ministru al justiției, să-i fi cerut să meargă la Comisia de Industrie? Să plece din Parlament. Asta e o problemă pe care, în legătură cu care opțiunea e doar a domniei sale, pentru de că noi nu-i putem lua mandatul, nu mandatul, susținerea politică putea să o retrageți. Nu i-am retras-o pentru că atâta vreme cât în mandatul său de senator el a funcționat, el nu a venit în niciun fel de contradicție, n-a încălcat în niciun fel nici programul, nici spiritul, nici deciziile politice ale partidului, inclusiv în chestiuni acum în contradicție care țin cu condamnarea asta penală. Condamnarea este legată de un fapt în legătură cu care justiția și-a spus cuvântul. Păi, și nu e suficient? Adică ce ar trebui să suficient se întâmple ca dumneavoastră să retrageți, să o luăm altfel? Fac acum retorică cu dumneavoastră. Da, ce ar trebui să se întâmple pentru ca unui parlamentar să-i retrage sprijinul politic? Altceva mai grav decât o condamnare penală. Nu, chestiunile de natură politică. Nu știu, să avem o moțiune de cenzură să voteze împotriva ei. Ai, mai grav asta decât că e condamnat penal. Nu mai grav în absolut. Noi vorbim din punctul de vedere logic unui partid politic. Nu înțeleg logica asta. Vă mărturisesc sincer că nu o înțeleg. Tocmai de aceea și nu faceți politică. Și publicul mă tem că nu o înțelege. De ce un parlamentar condamnat penal se mai bucură de sprijinul partidului său? Pentru că, încă o dată o spun, justiția nu i-a luat dreptul de a face politică, dreptul de a fi parlamentar și dacă tot e parlamentar și face politică, eu îl judec. Că eu nu am speța pe care a fost el condamnat și nu o pun în discuție. Eu îl judec în câmpul de acțiune în care justiția l-a lăsat. Bun, să acționeze. Și dumneavoastră credeți ca
șef al PNL, că da. Un parlamentar liberal, condamnat penal, membru în comisia juridică, va face legi drepte în ce privește modificarea codului penal. Amnistia și grațierea, poftiți. Ajunge amnistia și grațierea pe mâna domnului Chioariu. Ce va face dânsul în comisia juridică? Ceva, ce credeți? Ceva decide din punct de vedere politic partidul. Penal. Da. Aveți încredere că va judeca drept. Da, ceea ce a și făcut și se știe foarte clar că în această privință Partidul Național Liberal a avut decizii foarte clare. Vă spun un lucru. Știți că la momentul la care s-a pus problema legii amnistiei și grațierii și când noi am blocat adoptarea acestei legi, să știți că Relu Fenechiu era încă în libertate, era încă parlamentar PNL și la discuția care a avut loc în grup asupra deciziei politice, el s-a, ca să spun așa, s-a autorecuzat și a spus: domnule, eu nu mă pronunț în chestiunea asta, dacă se dă amnistia și grațierea mâine, eu pur și simplu scap de toate problemele mele, așa că n-am să mă pronunț, ce decideți voi, aia vom vota. Și decizia politică a fost respectată. Deci puteți conta pe domnul Chioariu în elaborarea unor legi corecte și din punctul dumneavoastră de vedere și în deci dumneavoastră contați, unor... nu puneți problema retragerii sprijinului politic, nu. Asta înțeleg nu. În mod ferm. Da. Ca să nu da. Prelungim discuția, asta e cât se poate de clar și nu credeți că vă costă politica asta, asta înțeleg. În legătură cu fiecare gest, niciun gest, nicio decizie politică nu e fără efect. Ea poate să aducă voturi, poate să piardă voturi, poate să aducă voturile unora, poate să le piardă pe alaltora. Nu poți face politică și nu poți lua decizii politice doar cu gândul la impresiile punctuale ale unora sau altora, deși evident ei ac de ele. Atunci cred că putem să-i spunem domnului Secășan că s-a grăbit cu demisia. Doar la începerea urmăririi nu, penale, că... nu. În momentul în care nu. Dumneavoastră îl susțineți pe unul condamnat penal, eu cred că a făcut o greșeală, domnul Secășan. Nu, nu, dar nu toți... Potrivit logicii dumneavoastră. Nu, dar nu toți oamenii fac același lucru, că de asta sunt oameni, nu sunt roboței. Și în logica opțiunilor individuale ale fiecăruia, poate să existe mai multe adevăruri. Din punctul de vedere al unui partid care este... ca să spun așa, o adunare de oameni, trebuie să ai niște spații și niște reguli în care să poată să evolueze atitudini diferite. Domnul Secășan a luat această decizie, vă spun, o salut, consider că e o decizie nu numai corectă, dar e o decizie care pe noi ca partid ne avantajează. Decizia domnului Chioariu de a continua activitatea politică pe noi nu ne avantajează, ne pune în situația de a avea această dilemă, această dezbatere. Și sigur că nu domnul Chioariu, ci noi toți am luat până la urmă decizia. Vrei să continui? Nu ești lipsit din punct de vedere juridic de acest drept? Noi ca partid avem încredere și mergem mai departe. Bun, mergeți mai departe cu domnul Chioariu, e decizia Partidului Național Liberal. Și când domnul Chioariu, din punct de vedere politic, va avea vreo poziție, vreo decizie care să, cum să spun, să poată fi legată de această situație a sa, că a fost condamnat fie și cu suspendare, vă rog să mă căutați.